Trăim cu toți într-o lume modernă în care sesizăm omniprezența experților, acestor voci care vor să arbitreze deciziile cele mai importante din viețile noastre, să ne spună până unde are voie, de pildă, religia creștină să se extindă în societate, să ne spună care sunt limitele autorității parentale când vine vorba de educația Oferită de către stat. Acești experți, spuneam, unii dintre ei foarte activi în presa seculară, alții deja angajați într-un rol guvernamental, acești experți, spuneam, sunt omniprezenți și înlocuiesc autoritatea sacerdoților de odinioară, vin să, până la urmă, instituie un climat de terorism intelectual care, are niște rădăcini. În ceea ce mă privește, eu le identific în Revoluția franceză. Evident, înainte de masacrul pe care acest moment istoric l-a produs, 1789, îl avem deja pe Jean-Jacques Rousseau, care privea cu un anumit tip de dispreț omul de rând și care, firește, nega autoritatea individului în fața Voinței generale, la voluntă general, după ce această idee proaspătă de colectivism secular a fost introdusă în lumea occidentală, ne-am trezit cu rațiunea de stat a lui Maximilian de Robespierre sau Saint-Just, cei care au justificat între toamna anului 1793 și vara lui 1794, uzul violenței împotriva cetățenilor de rând care își iubeau pur și simplu proprietatea, libertatea, familia și credința. Acești revoluționari francezi au pedepsit cu moartea geniul științific al chimistului Lavoisier, dar de asemenea nu ar trebui să uităm aici de familia de Tocqueville. Toți cei care purtau nădragi de aristocrați sau o mantie de preot, ca să nu mai vorbim despre oamenii simpli, despre țăranii care încă erau loiali regelui, toți aceștia s-au putut trezi atacați, marginalizați, condamnați și uneori ghilotinați de către reprezentanții Revoluției. Acești teroriști, spuneam, ai modernității timpurii au revenit printre noi în mediul online și nu ezită, animați de același spirit diabolic, să condamne, să ceară lichidarea oricărei forme de dizidență sau de rezistență la consensul secular. Intelectualii, prin urmare, nu sunt neutri. Ei par otrăviți, din punct de vedere sufletesc, de această tensiune între revoluție și revelație și sunt responsabil pentru toxinfecțiile ideologice ale modernității. Când intelectualii atei au detronat preoțimea catolică și mai târziu, evident, cea ortodoxă în spațiul Rusiei de secol 20, când iacobinii au distrus aristocrația europeană prin ideologiile lor de împrumut, treptat credința europenilor în Dumnezeu s-a diminuat și această dispariție a creștinismului ca stare de spirit a permis nașterea unor ideologii multiple, unor religii seculare, precum. Socialismul, precum comunismul și mai târziu fascismul sau nazismul, aceste ideologii au proclamat fraternitatea fără o filiație directă și fără o recunoaștere a unui Dumnezeu, Tată. Evident, totalitarismul e ușor de ghicit în spatele acestor enunțuri generale pe care revoluționarii din totdeauna se grăbesc să le rostească, invocând importanța abolirii proprietății, importanța renunțării la prejudecățile moralei tradiționale, invocând urgența colectivizării mijloacelor de producție. Să ne reamintim că un personaj precum François Noel Babeuf născut în 1760 și mort în 1797. Vă mă rog să mă scuzați, am fost întrerupt într într de Karl Schwab, nu era de acord cu cele pe care le spuneam, dar uh, trebuie să insist. Uh, noi avem dreptate. François Noel Babeuf este intelectualul francez mort în 1797 la doar uh, 37 de ani care visa la transformarea naturii umane, ceea ce astăzi se întâmplă sub ochii noștri cu ajutorul tehnologiei. Acești utopiști, vreau să mă credeți, au fost întotdeauna prezenți în spectrul acesta al modernității timpurii și au dorit să schimbe constituția de ființă a omului să eradicheze dorința naturală de îmbunătățire și depășire pe care cu toții o resimțim, inclusiv firește dorința de Stăpânirea pământului despre care vorbește Biblia a fost atacată de un proprietar precum Robert Owen, utopistul care a încercat, într-un faliment, de sigur să pună în aplicare ideile lui Fourier și a lui Saint-Simon despre producția agricolă și viața în comun. Totul s-a sfârșit cu eșecul faimosului Falanster, dacă nu mă înșel cel din Indiana din Statele Unite, care dorea să copieze în chip neinspirat, desigur, comunitățile fondate de Pahomie cel Mare în Egiptul secolului IV, diferența evidentă fiind aceea că primii creștini credeau în Dumnezeu și renunțau la proprietate dintr-un soi de zel duhovnicesc, în timp ce acești oameni ai modernității lipsiți de Dumnezeu doreau să experimenteze împotriva naturii umane în scopul unui control, dobândirea unui control asupra celor simpli. Asemenea experimente, spuneam, eșuate cum e cooperativa New Harmony din Indiana sau chiar falansterul de la Scăieni din România aceste experimente n-au împiedicat deloc răspândirea ideilor socialiste. Și e important să știm aceste chestiuni, nu pentru că vrem să fim erudiți, nu pentru că vrem să părem informați, ci pentru că aceste idei, spuneam, au un metabolism al lor. Ele se diseminează în diferite culturi, în diferite epoci, capătă elan. Eventual, se îmbracă într-o formă nouă, dar rămân otrăvite la rădăcină, precum ideile lui Friedrich Engels și ale neobositului Marx, care știm că a studiat în Germania și care, mai mult ca jurnalist fluvial, incontinent și mai puțin ca un gânditor sistematic, a reușit să miște. Mii de muncitori năpăstuiți din țările puternic industrializate ale Occidentului, în direcția cunoscutei utopii comuniste. Engels și-a asumat mai mult sarcina de popularizarea ideilor lui Marx, în timp ce acesta din urmă căuta din răzputeri, cel puțin în a doua parte a vieții, atunci când a scris Das Capital, între 1867 și 1883, să oferă o fundamentare științifică a manifestului comunist. Engels a scris 22 de introduceri la faimosul manifest comunist lansat în 1848 și aceste introduceri au consacrat formule pe care le-am învățat la școală, ținem bine minte, materialismul dialectic, socialismul științific și asemenea pseudoconcepte au pătruns în jargonul conducătorilor României și ai Uniunii Sovietice, imediat după Revoluția Bolșevică. Vom ajunge și acolo, însă să spunem că, în numele luptei de clasă, în numele, bineînțeles, egalității, Marx a binecuvântat violența revoluționară, a justificat mai târziu, evident, și crima. Iar lucrul acesta devine evident dacă citim Demonii de Dostoevski. Cu alte cuvinte, ideile au rădăcini, ideile sunt periculoase, ideile au prins contur într-o matrice culturală definită, spuneam, de radicalismul ideologic al Revoluției franceze, care l-a mișcat pe tânărul Vladimir Ilic Lenin, cel care la 16 ani devenit ateu și, bineînțeles, frustrat de... Condiția comună a țăranilor și muncitorilor din Rusia țaristă a dorit să își dezvolte o filozofie a activismului social în scopul lansării unei revoluții globale. Globalismul, deci, nu este o ideologie recentă, este o ideologie care deja circula la finele secolului XIX în cercurile marxiste pe care Lenin le-a frecventat pentru ca mai târziu aceste idei să pătrundă în mintea de ce nu a unor reprezentanței cominternului, în primul rând Lev sau Leon Trotski, care a fost persecutat, desigur, din rațiuni pur partinice de Stalin. Așadar, rezultatul tuturor acestor idei care pătrund în sufletul unor intelectuali nu poate fi contestat astăzi. Destine frânte, râuri de sânge, un imens teatru al absurdului. Aceste idei ale lui Lenin, care apoi au fost preluate de Mao Zedong sau de Pol Pot, au produs peste 100 de milioane de morți. Evident, mulți vor spune că nu ideile au produs morții, ci condițiile economice. Dar aceștia sunt niște analiști superficiali a istoriei. Să mai spunem un lucru, că între comunism și fascism există o înrudire secretă. Ambele doctrine se ancorează în supremația statului împotriva individului, despre care am și vorbit, plecând de la Rousseau, Trecând prin Robespierre și Saint Just, e vorba de sloganul perfect pentru Mussolini: totul în interiorul statului și nimic în afara statului. Acest slogan a devenit actual și în epoca pandemiei. Evident, există și varianta soft a comunismului sau a socialismului, îl putem întâlni pe Meridianele scandinave, acest comunism, spuneam, soft, poate fi descoperit, poate, în Marea Britanie. Dacă ne gândim la socialismul de inspirație creștină, există, evident, și o doctrină de stânga care să accepte pluralismul, dar tendința totalitară a precumpănit. Repet, în experimentele descrise de Solzhenitsyn în arhipelagul Gulag din Uniunea Sovietică, tendința totalitară a fost masivă în spațiul oriental al Republicii Populare Chineze. Totalitarismul a făcut ravagii în America de Sud, sub Ernesto Che Guevara, în Cuba, în, bineînțeles, Vietnam, în Albania sau în Corea de Nord, unde regimul dinastic al lui Kim Il-sung Simchimirsul nu a fost nici astăzi abolit. Ideile au consecințe, dragi prieteni, și consecințele le știm cu toții. Procesele înscenate, naționalizarea companiilor private, lagăre închisori, un imens cu lag în numele progresului. Ce ironie! Dacă inițial socialismul a vorbit despre drepturile muncitorilor, așa cum unii astăzi vorbesc despre drepturile femeii, la sfârșit comunismul a înlănțuit și a genunchiat. Mult mai multe persoane decât orice inchiziție și orice tribunal ecleziastic din perioada medievală. În căutarea paradisului terestru, intelectualii stângii au adus peste tot catastrofa socială și genocidul. Ideea comunistă cu rădăcini în Revoluția franceză, așadar, n-a așteptat prea mult revolta mulțimilor, mulțimile care pot fi îmbătate cu minciuni, cu idei false și care, evident, mulțim se pot revolta ca o gloată împotriva unui inocent, s-a întâmplat pe vremea lui Barabas și a lui, Is și a lui Isus. Orice plebeu care e decăzut din punct de vedere social se simte flatat pentru merite imaginare, atunci când propagandistul sau demagogul știe cum să-l ia. În schimb, rezultatul final al acestei flaterii este pierderea demnității reale a omului, pentru că omul fără proprietate nu mai are demnitate. Individul ajunge să fie tratat ca un fel de număr, este pus la pachet cu ceilalți și judecat în funcție de rolul său social. Nici de cum individul nu mai are prestigiu spiritual, moral sau cultural. De asta, gloatele îmbătate de ura ideologică la adresa dușmanului cu dă mare, ajung aceste gloate, spuneam, să fie devorate de pofta criminală, să facă până la urmă ceea ce individul pe cont propriu n-ar mai face de unul singur, anume să taie în carne vie, să anihileze, să distrugă, să asasineze. Dovadă ce s-a întâmplat atât cu regele Franței cât și cu țarul Nicolae al II-lea a devenit țapi spășitor împreună cu întreaga lui familie. Gloata, dragii mei, este periculoasă. Gloata este opusul persoanei, iar intelectualii care au flatat ideea colectivistă și care au justificat acțiunea comunistă, acești intelectuali n-au fost decât niște măcelari. Prin urmare, trebuie să învățăm din lecțiile modernității să refuzăm oferta drăcească de a ne hrăni cu sângele aproapelui și, evident, să punem în discuție consecințele morale ale unei propagande de tip ateist. Să refuzăm himera, să ne ancorăm mereu în realitate și nu, nu, nu într-o utopie, să fim mai degrabă gradualiști decât radicali și să le spunem tuturor, celor care vor să pervertească limbajul religiei creștine, că trebuie să ne întoarcem la origini, la adevărata și singura Evanghelie a binelui, a adevărului și a frumosului. Mihai Neamțu, pentru... Canalul Telegram Conservatorii, fragmente din volumul Exilat în România, Marile Cărți București 2022.